Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. Ceasul este 6:25. Iar eu m-am hotărât să pornesc într-o nouă aventură. O nouă aventură în care voi explora un râu, un râu pe care nu l-am mai pescuit. Am demers în jur de 80 de kilometri, așa că haideți să pornim la drum. Gata, iată-ne ajuns și la râul cu pricina. Pare că totul este în regulă, râul este limpede. Am stat puțin cu frică că o să găsesc râul tulbure după cât a plouat în ultimele zile, dar se pare că totul este în regulă. Voi pregăti echipamentul și mă voi apuca de pescuit. Copacul ăla acolo ar trebui totuși să fie ceva. Dar este foarte greu de lansat. Ai de capul meu. Un mic indigen. Stai. Mic indigen. Hai, l-am eliberat. Totuși o să mai insist aici la acolo. Uite-l. Un pic mai mări. Cel nu. Tot indigen. Culori superbe. Haideți să le eliberăm. Plus. Ador mirosul ăsta de lemn umed. Da, cred că pește era acolo. Vai, ce locuri superbe! Nu vine să cred cât de frumos este. E raiul pe pământ. Tot mic. A scăpat, s-a eliberat. Uite, e ăsta, da. E un indigen frumos. Dacă s-a și eliberat din rotativă.
imediat eu și arătăm. Ne dăm pe mâini. Uite ce, ce culoare frumoasă are. Super. A ieșit chiar de aici din, din repetiș. Haideți să le eliberăm. Dus. Super. Super. De ce merg de-aia găsesc locuri și mai și mai și mai frumoase. Moș Martin, să nu vii. Uite aici. Super. Eram sigur că stă exact, este un pom căzut în apă. Acolo nu este mare. Tot indigen. Haide să le liberăm. Aici. Să mai insist aici în locul ăsta. Trebuie să mai fie ceva aici. Dar vedem. Uite-l. Tot de lângă pom. Asta e un pic mai mai frumușel față de primul. Super. Îl dăm pe mâini. De să le liberăm. Am dus. Oare mai scoatem ceva de aici? Uite, a luat-o. Am văzut când a ieșit de sub bolovan. Tot indigen. Stai, că te eliberez. De să le eliberăm. Da, mărimea este cam aceeași, nici foarte mari, dar nici... Ma! Deci am avut unul mare care a venit după ea. Unul chiar mare. A, păcat, dar n-ar luat-o. Cred că o să încerc și o să bag o gumă. Wow! Wow, cât de mare e! O să încerc o gumă. Ia să vedem. Să încerc să nu mă apropii foarte mult.
Dar m-a văzut. Dar nu mai vine. Da. Hai să merg puțin mai. Hopa! Opa, așa. Ce? Este un super loc aici, care ar trebui să țină păstră. Cât de bine arată repezișul. Cercăm. Uite, el a urmărit-o. Ah. Nici nu mai vine asta, că m-a văzut. Nu era mare. Uite-l. A luat-o până la urmă, a luat-o. Până la urmă a luat-o. L-am păcălit. Tot individual. Care a înghițit-o foarte bine. Să le eliberăm. Asta este. Fugi. Fugi și fă-te mare. Uite. Păi, ce frumos e. Asta merită. Îmi trage în curent. Vai, ce frumos e. Vai. Cred că ăsta e cel mai mare păstăr prins în sezonul ăsta. Da, super. Super exemplar. Uite. Vai, deci are niște culori superbe. Asta este indigenul. Un superb. Un colorit superb. Ușor. O să-l eliberăm. Super. Se pare că lucrurile au mers cât se poate de bine azi. Barbă. Băgam ea și picioarele. Vai de capul meu ferește.
Am cizma plină de apă. Tocmai ce spuneam că am avut o zi minunată la pescuit. Sunt ud până la piele. Cizma este plină de apă. Apa este foarte rece. Dar asta e. Așa e la munte. Îți scoate apa din cizmă și din păcate partida o să o încheie aici. Nu pot sta ud. Nu vreau să risc să răcesc. Așa că nu uitați, până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune.